raft până în luna decembrie, va crește prețul pâinii cu 15-20%. Reprezentanții Federației Sindicatelor din Industria Alimentară trag un semnal de alarmă și spun că scumpirile vin în lanț, așa că în lunile următoare și carnea, laptele și legumele vor fi mai scumpe. Prețul pâinii din România este un preț ireal, mult sub valoarea reală. Un kilogram de pâine costă undeva la 3 lei, 3,5 lei, iar pe raft poate ajunge până la 6-7 lei. La pâine nu s-a modificat prețul față de anul trecut. De acum încolo se poate modifica, pentru că vremea capricioasă a cam afectat producția. Până la finalul anului s-ar putea înregistra o creștere cu 15-20%. Problema noastră însă nu este asta. Faptul că pentru o pâine de un leu vom ajunge poate să plătim 1,2 lei nu ar reprezenta o diferență foarte mare în buzunar. Problema noastră este că veniturile nete sunt foarte mici. Dacă la un neamț o creștere de 10 cenți nu înseamnă nimic la salariul său de 2000 de euro, însă la noi 10 cenți sau 40 de bani înseamnă foarte mult, a declarat Dragoș Frumosu, președintele Sindicatelor Federației din Industria Alimentară. Prețul laptelui va crește cu 8% pentru că România importă 25% din laptele folosit pentru procesare. Și tot din cauza importurilor, în această iarnă românii vor scoate mai mulți bani din buzunare pentru legume. În perioada de iarnă, pentru că producătorii români nu pot oferi suficiente legume spre vânzare, acestea sunt aduse în proporție covârșitoare din import. În perioada octombrie-martie, România importă 80% din necesarul de legume. Lanțul scumpirilor nu se încheie aici, pentru că în următoarea perioadă se vor scumpi carnea și produsele din carne. Pesta porcină africană, boala care a făcut ravagii în ultimele luni în fermele de porci din România, este de vină pentru creșterea prețului la carne. Așa că în prag de Crăciun, carnea de porc va fi adusă în proporție de 80% din import și va fi mai scumpă, avertizează sindicaliștii din industria alimentară. Acum 2-3 ani, România importa carne de porc în proporție de 70%. La începutul acestui an, datorită dezvoltării fermelor de porci, importurile scăzuseră la 55%. Fericirea a ținut însă doar câteva luni, pentru că acum românii vor pune iar pe masă șnițele făcute din carne de porc de peste hotare.
Bună seara, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit. V-am promis la un moment dat că vom face o comparație între corupții noștri și corupția altora. Asta după ce v-am arătat cât de rău stăteau niște state mari din Uniunea Europeană într-un raport, primul și ultimul de altfel, însușit de Comisia Europeană în 2014. Astăzi vă arăt cum se rezolvă corupția în Statele Unite și cum arată la vârf acest fenomen. Avem detalii incredibile și despre cele întâmplate la Clubul Colectiv. Felul în care a fost făcută ancheta ridică mari semne de întrebare și veți vedea de ce imediat. Dar, sigur, dacă mai avem timp, vă arăt și niște date interesante despre cum stau partidele politice în Transilvania, în primul rând, și, desigur, și în celelalte regiuni. Florin Danciu alături de noi. Bună seara! Bună seara! Bun, haideți să vedem cum se rezolvă corupția în Statele Unite ale Americii. Pentru că de la Uniunea Europeană luăm lecții, de la Statele Unite luăm lecții, dar niciodată n-am făcut o comparație să punem față în față lucrurile, cum arată ele. Sigur, sistemul juridic este diferit în Statele Unite. Acolo procurorul poate să negocieze cu avocatul inculpatului și să facă dealuri, târguri și așa mai departe. De pildă, iată ce pățesc marile companii, luați cu ghilimelele de rigoare pățesc, prinse în flagrant. Exemplele sunt concrete și sunt recente. JP Morgan a recunoscut că a vândut în mod regulat, atenție, regulat și cu bună știință, credite ipotecare investitorilor care n-ar fi trebuit niciodată vândute. Amendă 13 miliarde de dolari. Și mergem mai departe. GlaxoSmithKline pledează vinovat pentru acuzațiile penale de comercializarea drogurilor ilegale. Droguri ilegale, repet. Amendă 3 miliarde de dolari. Nimeni nu face pușcărie. Droguri ilegale, repet. Bun. Siemens, acuzată de câștigarea ilegală a unor contracte în Statele Unite. Compania recunoaște că până la 1,3 miliarde euro ar fi putut fi utilizate ilegal pentru a câștiga contracte străine. Citiți mită. Amendă 800 de milioane de dolari. Alcoa Corporation este al șaselea mare producător de aluminiu din lume. A fost de acord să plătească o amendă de 384 de milioane de dolari ca să scape de acuzațiile de mituire a oficiarilor din Bahrain. Ne oprim aici, pentru că nu ne ajunge toată emisiunea. Deocamdată e vorba de firme. O să vedem și de, despre cum... o să vedem tabloul cu corupții lor, personaje. Politicienilor. Politicienilor, dar astea sunt firmele. Apropo, da, dacă au dat mită în Bahrain, de unde știu eu că n-au dat și în România? Nu știm. Păi nu știm. Trebuie să reclame cineva ca să, și să facă cineva o anchetă. Și acolo probabil că în Bahrain a început. Deci am bănuit de multă vreme că această luptă împotriva corupției începută în România acum prin 2005-2006 după venirea puterii lui Traian Băsescu, care este de extracție americană, este cumva pe modelul italian din anii 80, când ca să-și facă loc interesele, firmele și politicieni agreați de Statele Unite, pentru că așa funcționează lumea, cei mari, cei care au bani, fac regulile, s-a folosit, pentru că ei puteau foarte simplu să ne spună, domnule, dacă prindeți o firmă, corupție, puneți la plată, nu-i arestați. Cum facem noi în America, nu? Adică dacă l-am prins pe Nelu Iordache, dau un exemplu, dacă a dat mită. Domnule, cât ai dat mită? 1 milion de lei. Domnule, ia de tu o amendă de 20 de milioane de lei și du-te mai departe. Dacă poți, da? Dacă dar nu poți. S-a aplicat metoda asta. Metoda a fost, probabil, aici este la semnul de întrebare. Deci a fost, odată ce l-ai pus la pușcărie, da un nume, Nelu Iordache, la întâmplare. N-am nicio... S-a mi-a venit în minte acum. După ce l-ai arestat și l-ai băgat în pușcărie câteva luni și ai făcut imaginea praf, da, de regulă e foarte greu să vin apoi să faci business-uri, să... Deci, practic, îl termini. Asta este... Cam asta a fost metoda de combatere a corupției. Legale, domne, și să scapi. A DNA și din cu acela oamenii politici a fost acele celebre arestări televizate și, pe urmă, seriale de... Bun, și ce dacă îl mai achitau după 3 ani? Pentru că era terminat la imagine. Să dăm și niște despăgubiri, ok, dar omul este... E greu să revii în viața publică după... Da, asta este, din păcate,
cumva ADN-ul și lupta împotriva corupției în acest stil își dă obștesc cu sfârșit. Și atunci, e într-adevăr, e cutremurător și este frustrant să vezi lucrurile astea. Bun, și dar noi am dat o mică parte, pentru că la film e un scandal perpetu, deci nu mai vorbim de anul de 2008, celebra criză americană, când marile companii de auto, bănci, au vândut, erau acele celebre produse derivate din piața financiară. Deci când marile firme auto, marile bănci, marile firme de asigurări au luat de la statul american sute de miliarde de dolari, da? Tocmai pentru că erau too big to fall, adică prea mari ca să cadă. Adică eu cu firma mea, dacă nu pot să-mi plătesc datoriile, intru în faliment, da? Da. Dar la un asemenea nivel nu așa se joacă, okay. Domnule Vavrutăm, ne grăbim, de ce ne grăbim? Avem foarte multe exemple de dat și începem cu figurile politice foarte importante. Haideți să vorbim despre liga foarte mare, însemnând personaje care au avut niște funcții extrem de importante. Chaka Fattah, de pildă, Partidul Democrat, membru al Camerei Reprezentanților, 23 de capete de acuzare, sentință de 10 ani pentru spălare de bani și fraudă. Asta e viața. John Dennis Hastert, Partidul Republican, fost speaker al Camerei Reprezentanților, practic președintele respectiv. E cum un fel de Dragnea. Pentru că celălalt... A pledat vinovat pentru acuzația de fraudă bancară și retragere ilegală de bani. Banii au fost folosiți pentru a ascunde abuzurile sexuale cu un minor de pe vremea când era antrenor de lupte la un liceu. A executat 13 luni de închisoare doar. Atenție, judecător a zis că e un monstru, pentru că e vorba de sentința aia cu copilul. Era un obicei la el. Bun, și doar 250.000 de dolari amendă, dar 13 luni de închisoare. Bun. Paul Manafort este consultant politic lobbyist, șeful campaniei lui Donald Trump. Investigat de mai multe agenții federale, condamnat pentru fraudă fiscală și bancară, 8 capete de acuzare. Duncan Hunter, Partidul Republican, membru al Camerei Reprezentanților, acuzat de conspirație pentru folosirea abuzivă în scopuri personale a unor fonduri de campanie în valoare de 250.000 de dolari. Steve Stockman, Partidul Republican, Camera Reprezentanților, arestat în martie 2017, condamnat în aprilie 2018, după ce a fost găsit vinovat la 23 din cele 24 de capete de acuzare, spălare de bani, sperjur, fraudă. Doar câteva dintre ele, ca să înțelegeți gravitatea situației. Corinne Brown, Partidul Democrat, membru al Camerei Reprezentanților, condamnată la 5 ani de închisoare în mai 2017. Vedeți, sunt proaspete lucrurile astea. Fraudă 800.000 de dolari. Michael Cohen, care este fostul avocat al lui Donald Trump, Partidul Republican, a pledat vinovat pentru 8 capete de acuzare, evaziune fiscală, declarații fiscale false, după condamnare. Că aici începe să semene treaba cu ce se întâmplă în România. Avocatul lui Cohen zice că Michael este dispus să spună tot ce știe despre Donald Trump. Deci, atenție, la ei sistemul e diferit. Te condamnă jurații. După aia, judecătorul, după ce vine verdictul vinovat, îți stabilește cuantumul pedepsei. El este în faza între condamnarea dată de jurat și stabilirea cuantumului pedepsei. Și acum se trezește brusc că vrea să vorbească, să spună. Adică să negocieze. Cu cine? Cu cine? Cu procurorul. Cu justiția. Cu justiția, da, cu justiția. Păi cum? Pe la ei cu tehnica negocierii. Era să-l uit pe Jack Abramoff. Ăsta este un lobbyist celebru care a făcut o întreagă rețea. A plătit o amendă de 24,7 milioane de dolari pentru mită, evaziune fiscală și spălare de bani. Echipa lui Abramoff era formată din 21 de oameni politici, au fost toți găsiți vinovați în același proces. Unii dintre ei lucrau la Casa Albă. De pildă, o doamnă, Janet Rehnquist, inspector general al Departamentului de Sănătate, a fost implicată într-un scandal legat de Abramoff de 571 de milioane de dolari. Ea a comandat personalului din subordine să amâne investigația timp de 5 luni până la alegerile din Florida. Era gașca lui Abramoff. Mi se pare că e grup infracțional organizat în terminologia românească, adică... Era de competența DICOT. Da. Nu de nea. Da. Deci era la Horodnicianu, la Căveșii. Da, sunt extrem de frustrante lucrurile astea și, în general, se știe că americanii au evitat această
poveste cu lupta împotriva corupției invent în legea lobby-ului. Și, da, și, atenție, și după ce că au legalizat-o sub forma asta, au încălcat-o și pe aia. Adică... Evident, tentațiile sunt foarte mari. Deci e complicat și e, cum să spun, e greu de stabilit o dreaptă măsură când vezi că cei mari și cei puternici pot să negocieze. Cei mici sunt practic eliminați. Că aici este... La fel, idee este... cam care e proporția. Că noi am vorbit acum de politicieni, că și la noi despre politicieni s-a vorbit. Haideți să vedem care e proporția. Acolo e corupția până la urmă. O să circule o listă. Tot ce vedeți acolo sunt congresmeni. Pe ecran o să o aveți. La un moment dat m-am plictisit numărând. 88 sunt. Ca să vă spun un lucru, Senatul are 100 de senatori și Camera Reprezentanților 455 de reprezentanți. 88 dintre ăștia. Dom'le, la un moment dat poate mi-o fi scăpat. Adică e greu să stai pe Wikipedia, să te uiți, să te duci pe site-urile lor, să verifici, te plictisești. 88. Din ambele partide, era să zic toate partidele. Două mari și late. Apropo, dar știți că iau și guvernatori. Haideți să vedeți lista guvernatorilor de state. Care sunt aleși de către... Da, ăștia sunt guvernatorii condamnați. 11, sunt 50 de state, 11 guvernatori condamnați. E cam ca la noi, baronii locali, adică ăștia sunt un fel de baroni locali în Statele Unite. Dar noi nu avem 11 baroni locali condamnați, atenție, cu toate eforturile. S-ar putea să n-avem, da, că noi avem 40 de județe, 4 cu 1. Nu avem decât 4-5 baroni. Să avem niște termene de comparație și ca număr de parlamentari și ca baroni locali, suntem pe acolo, adică putea spune că suntem bara-bara cu Statele Unite ale Americii. Dacă tot vrem o țară ca afară, păi să vrem ca la ei, nu? Adică să fie ca la ei totul. E foarte complicat, repet, lumea e nedreaptă, vorba, deci lumea e nedreaptă, noi acum, uitați-vă la scandalul din uciderea acelui jurnalist pion, lobist, arab, adică... Polivalent, da, care a fost, deci, în mod normal, ar trebui să aplice într-un fel sancțiunile pe care le-au impus Rusiei în cazul Skripal, nu? Adică e vorba de uciderea în consulatul Arabiei Saudite, adică aia l-a omorât rușii, l-a omorât pe la el acasă. Se pare că l-au scos într-o valiză. Da, adică i-au negat 10 zile că au ieșit, că l-a ieșit de fapt din consulat. După 10 zile au spus, da, domnule, a murit în consulat, erau 15 inși trimis să-l ancheteze, să-l interogheze, în fine. Dar în cazul Arabiei Saudite, Statele Unite, care sigur au interese strategice, e vorba de stabilitatea mondială, dar măsurile, într-adevăr, nu sunt drepte, sunt diferite în funcție de interesele marilor puteri. Asta trebuie să fim conștienți de lucrul ăsta și să negociem. De ce noi ne omorâm cu ai noștri? Ai noștri ne omoară pe noi cu argumentele astea stupide. Pentru că noi avem o clasă politică slabă care caută, dacă... Și avem o tradiție în sensul ăsta, a căuta și a lua lumina ba de la Istanbul, ba de la Moscova, ba de la Viena sau la Budapesta în Transilvania, ba de la, acum mai nou, de la Bruxelles, ba de la Washington. Deci noi nu suntem în stare să construim... Bun, să mai rulăm lista aia. O clasă politică care să ne reprezinte ca nație. Asta este problema pe care eu o văd. Da, o să o rulăm așa pe ecran, să vedeți. La un moment dat am numărat 88, m-am oprit, am zis, n-are rost să mai continuăm să investigăm și să căutăm lume și să verificăm, pentru că, de fapt, aici nu facem un anuar statistic, pur și simplu nu facem decât să... Vedem cam așa, amploarea, cam cum arată. Dar n-am văzut niciun politician până acum, niciun politician de vârf în România care să spună aceste lucruri pe nume. Păi dacă se păi de frică... N-am văzut, uitați-vă. Da. Deci noi putem, ca jurnalist, să vorbim, să facem investigații, să dăm liste, dar n-am văzut un politician român... A existat, român, după ce am prezentat raportul ăla 2014 și la NCN aici și la București, s-au făcut interpelări de către doi europarlamentari români, către Comisia Europeană. Păi de ce s-a oprit raportul care trebuia să refere la toate țările și trebuia să fie din 2 în 2 ani? Lucrurile acolo arătau rău. De unde știți că s-au îndreptat dacă n-ați făcut următorul raport? Adică ca să măsurați... Să avem un termen de comparație. Să avem un termen de comparație și așa mai departe. Sunt obligați să răspundă în 30 de zile. Sunt obligați să răspundă Comisia Europeană în 30 de zile, dar poate să spună afară e soare, e frumos, vă mulțumim pentru întrebare. Și ăsta e un răspuns. Bun.
Ceea ce este foarte grav este când lucrurile îți aparțin 100%, când se întâmplă pe teritoriul tău, când nu poți să dai vina pe alții și pe dublu standard. Eventual, dacă există dublu standard, există pentru că așa vrei tu să existe dublu standard. Cazul acela colectiv, cu nenorocirea în care au murit 60 de oameni și care au distrus viețile și a celor care au supraviețuit, pentru că unii au rămas cu niște sechele incredibile, este în fază de proces. Ce au făcut cei de la Lumea Justiției? Au luat dosarul, s-au uitat pe el și au încercat să verifice pas cu pas, având și expertizele celor două institute, INSEMEX și INEC, care au făcut expertizele, și să vadă dacă se potrivește ceva cu ce e pe acolo. Și nu se prea potrivește, doamnelor și domnilor. Iată ce spune Lumea Justiției. Nu convinge dincolo de orice îndoială rezonabilă că în privința cauzei stabilită de procurori, cum că aprinderea buretelui fonoabsorbant de tip piramidal lipit de pe stâlp a fost cauzată de o scânteie, particule incandescentă sărită dintr-o artificie de scenă de tip T1, montată oblic la 380 metri de stâlp, fără să bată direct în acesta. Ei au început să facă simulări, pentru că o să vedeți, de fapt, și INEC, unul dintre institute, spune următoarele în concluzie. Viteza de propagare a evenimentului se încadrează în categoria deflagraților. Și mai zice INEC ceva. Viteza de propagare a focului în clubul colectiv a fost de 5 ori mai mare decât în cazul simulărilor efectuate. Deci INEC spune asta. INSEMEX, care avea și protocol cu SRI, nu spune asta. INEC, care n-avea protocol cu SRI, spune asta. INEC este Institutul Național de Expertiză Criminalistică. Bun. Haideți să vedem documentele de la INEC. Pentru că sunt foarte interesante și o să vă citesc din ele. Sub rezerva unor noi experimente și determinări la o scară 1:1, reținem că materialul combustibil suport al incendiului, spuma poliuretanică flexibilă de tip N2138, cu care era antifonat spațiul în care își desfășura activitatea clubul colectiv, alături de care este posibil să fie existat și o altă substanțe, care a contribuit la extinderea rapidă a focului. Menționăm că simulările au fost făcute în condițiile rezultate din probatoriu administrat în cauză. Aha! Apropo, au luat probă de aer la 5 săptămâni după dezastru. Dacă era altă substanță, în 5 săptămâni se volatiliza. Dom'le, cât de nesimțit sau ticălos să fii și să nu iei atunci pe loc? Cum să o iei peste 5 săptămâni de la dezastru? Ai aștepta să ce? Bun, mai spun așa, viteza de propagare a focului fiind de 5 ori mai mare decât în cazul simulărilor efectuate. Păi cum, Dumnezeule, având aceleași materiale, nu obțin viteza de propagare a incendiului din clubul colectiv? Ce a avut acolo în plus? Eu am să vă dau o declarație de astăzi de pe Hot News, care nu poate fi bănuit de simpatii a unei supraviețuitoare, Alexandra Furnea, care spune: medicul german mi-a spus la care s-a tratat ea că asemenea cicatrici nu a văzut decât în zone de conflicte armate. Păi eu fi fost un conflict deci, armat acolo, domnule, și nu ne-am dat seama. Iarăși, mi se pare halucinant. Bun, haideți să vă... Adică probabil că ceea ce vreți dumneavoastră să spune sau ceea ce... Nu, să vedeți simulările pe video. Nu, deci înseamnă că cineva acolo, pe lângă focul, mă rog să zicem, care a izbucnit, mai era ceva. Să zicem firesc, mai era ceva și care în loc a ca procurorii văzând concluzia asta să meargă pe firul ăsta, au mers strict pe neglijență, au ignorat total concluzia asta. În loc să le comande și alte tipuri de experiment când au văzut că au aceste dubii, au închis treaba și merg mai departe pe o singură pistă. Bun, e foarte interesant ce au făcut cei de la Lumea Justiției. Vă spun acum și veți vedea după pauză. Au luat fix același burete fonoabsorbant din spumă poliuretanică N2138, care are plung de inflamabilitate între 315 și 370 de grade, temperatura de descompunere 180 de grade. Acum eu citesc din fișa tehnică. Au cumpărat același tip de artificii de tip T1 ES3402 de la aceeași firmă din Bulgaria, de la care s-au aprovizionat organizatorii acelui concert unde s-a întâmplat dezastru. Și au făcut o simulare fix cu rechizitoriu în față, adică la 380 metri și așa mai departe. După pauză o să vă arătăm cum s-au fâsâit simulările, pentru că ăsta este cuvântul, pur și simplu nu poate fi incendiat buretele, orice ai face. Rămâneți cu noi, revenim!
venit toamna, acoperă-mi umerii cu ceva. Orice piesă ai alege să fie pe gustul și măsura mea. De la sport la elegant, de la casual la non-conformist, la Vivo Cluj-Napoca stilul mă ajută să profit din plin de sezon. La Vivo Cluj-Napoca găsești inspirație în orice anotimp. De centenar, clujenii se adună să celebreze memoria unui mare român, Iuliu Maniu. Personalitate proeminentă a istoriei românești, Maniu a căzut nedrept în uitare, însă nu e totul pierdut. Pe 27 octombrie, Clujul organizează concert caritabil Iuliu Maniu Întoarcerea Acasă pentru sprijinirea restaurării casei memoriale din Pădăcin, județul Sălaj. Și nu e un concert oarecare. Îi vei putea asculta pe maestrul Grigore Leșe și pe membrii Coralei Regale Transilvane într-un spectacol pentru inimă și suflet. Cumpără și tu bilete pentru spectacolul din 27 octombrie online de pe platforma eventbook.ro sau de la Agenția Operei Naționale Române din Cluj și de la cinematograful Florin Piersic. Toți banii vor fi donați proiectului de restaurare. Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital. Un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Întotdeauna în vremurile tulburi, cei care câștigă sunt cei care au ales stabilitatea. Vos Logistics, lider în industria de transport și logistică în Europa, este o firmă stabilă și puternică. O firmă olandeză serioasă care caută angajați serioși și stabili în întreaga Românie. Nimeni nu știe când va veni criza din nou, dar noi știm că la precedenta criză, Vos Logistics a rămas în picioare ca o companie puternică și stabilă cu care îți poți face planuri până la finalul carierei. Dacă vrei să fii șofer de transport internațional într-o firmă serioasă, atunci hai să fim puternici împreună! Mariflor rămâne cel mai modern brand din Cluj și primul care lansează o aplicație de mobil special făcută pentru oamenii ocupați. Intră pe Google Play sau Apple Store, descarcă aplicația Mariflor și o să ai parte de surprize nebănuite. Oferte Mariflor cu reduceri la toate mezelurile noastre gustoase, rețete culinare inedite cu care să îți impresionezi prietenii, o harta magazinelor noastre ca să ne găsești mai ușor. Și asta nu e totul. Poți comanda prin aplicație toate produsele noastre, fie că e vorba de salam, cârnați, șunca, fumături, specialități sau carne de vită și porc, dar și lapte și brânzeturi. Mariflor, măcelărie de bun gust. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101, 0740 300 301 sau cere ne detalii pe office@park-lake.ro. Haideți să vă arătăm cum se văd niște teste. Cei de la Lumea Justiției cumpără buretele N2138, cumpără artificiile T1 de tip ES3402 și încearcă să obțină exact condițiile din rechizitori. Ăștia din rechizitori spun că s-a aprins buretele de la focul de artificii pentru că artificiile au fost puse oblic pe stâlpul celălalt, care era la 3,80 m distanță de stâlpul cu buretele. Haideți să vedem primul test făcut de cei de la Lumea Justiției, și anume produsul pirotehnic este aprins la distanța de 3,80 m de stâlpul de burete, exact distanța stabilită de procurori
după măsurătorile făcute în club. Deci primul test reproduce condițiile de pe scenă, adică stâlpii sunt situați la o distanță de 3,80 m între artificii folosite exact la colectiv de tip T1 și buretele Eurofoam Sibiu, formă absorbant făcut de firma din Sibiu. Flășc, apropo, 15 secunde ard artificiile astea. Nu ard mai mult, atât sunt făcute să ardă. 15 secunde. A fost la 380 metri. Asta s-a enervat când a văzut că n-a obținut efectul pe care procurorii îl reclamă și a făcut testul 2, care înseamnă așa, domnule, ne apropiem la 3 metri, nu la 380. Haide cu 3 metri distanță și să vedem ce se întâmplă. Haide să vedem ce se întâmplă dacă le punem la 3 metri distanță. Facem acum cel de-al doilea test. În testul numărul 1 am văzut că la distanța de 3,80 m nu a avut niciun efect asupra buretelui produsul pirotehnic din clasa T1. Acum am pus cei doi stâlpi la distanța de 3 metri. Să vedem ce se întâmplă. Acum, într-adevăr, la 3 metri, lucru care nu putea fi în club, în clubul ăla la 3,80 distanță între stâlpi, niște scântei lovesc buretele, dar nu se întâmplă nimic. Din nou te enervești și te întrebă, dar cum de s-a aprins? Haideți să-l punem la 2 metri și e testul 3 în care se enervează cei de la lumea justiției și apropie stâlpii la 2 metri unul de altul. Testul numărul 3, am redus distanța dramatic la numai 2 metri, cu bătaia produsului pirotehnic frontal direct pe buretele fonoabsorbant. Dom'le, dacă nu vrea la 2 metri, poate vrea la 1,5 metri. Haideți să vedem și dacă îl punem la 1,5 metri, ce se întâmplă. Testul numărul 4. Am redus și mai dramatic distanța la doar 1,5 metri. Să vedem ce se întâmplă. Vă vine să credeți. Dacă nu credeți, haideți să încercăm altfel. A luat o coală de hârtie Savaliuc de la lumea justiției pe principiul următor. Păi dacă buretele ăsta are punctul de inflamabilitate între 315 grade și 370 de grade, așa cum scrie în fișa tehnică, haideți să încercăm să dăm foc la hârtie, că hârtia are punctul de inflamabilitate 233 de grade, adică cu cel puțin 100 de grade mai mic, mai scăzut. Deci ar trebui măcar hârtia să ia foc de la aceste artificii. Iată testul cu hârtia. Testul numărul 5. Vom încerca să vedem dacă hârtia se aprinde de la produsul pirotehnic. După câte știm, temperatura la care hârtia ia foc este de 233 de grade Celsius, adică cu 100 de grade mai puțin decât buretele fonoabsorbant, care are în fișa tehnică o temperatură de aprindere între 315 și 370 de grade. Să vedem ce se întâmplă.
După cum vedeți, hârtia s-a aprins numai când a fost foarte aproape de produsul pirotehnic. Și ați văzut că pe perioada în care el ținea hârtia, mâinile ambele la un moment dat erau în gerba de scântei. Bun, e foarte interesant, pentru că el a zis așa, domnule, dar hai să vedem ce se întâmplă dacă nu mai apropii hârtia. O țin la 90 de centimetri de artifice, ca să nu stea în zona punctului termic maximal al gerbei. Haideți să vedem la 90 de centimetri de artificie ținută coala de hârtie, care are punctul de aprindere cu 100 de grade sub buretele respectiv. Testul numărul 6. Am văzut în testul anterior că hârtia s-a aprins doar când am atins-o de flacăra vie a produsului pirotehnic. Acum să vedem dacă ea se poate aprinde în afara flăcării vii, adică la o distanță între 50 cm și 1 metru. Deci, după cum ați văzut, nu s-a aprins, iar mâna mea a suportat căldura de la acest produs. Să propagi un incendiu violent care a avut caracter de explozie, cum spune Inecu, când nici măcar nu poți să aprinzi în condițiile din rechizitoriu aceste materiale. Deci, aici bănuiți, sau toată demonstrația asta duce spre, sau vrea să ducă spre o intenție criminală. Sau spre o neglijență criminală a procurorilor, care nu știu să ancheteze. Asta este post factum, dar faptul în sine, sau ceea ce... Păi și ăștia de la INEC spun că nu exclud să fie existat alte substanțe. Indiferent de ce ar fi fost acolo, cei de la anchetatorii trebuie să elimine toate variantele. Și de ce n-au făcut-o? Nu știu. O fi tot pe o bază de protocoale. Păi prin SEMEC s-au avut protocol. Adică... Dar când tu vezi, tu ești, cum să zic, poate să existe și cercetare judecătorească. N-a făcut-o procurorul. Dar avem aceste fete care a supraviețuit și care spune medicul ei din Germania, spune, domnule, așa ceva n-am văzut decât okay, dar, atenție, în zone de război. Ok, dar atenție, ăștia nu și-au făcut bine treaba. Nu, dar atunci... Se putea judecătorul să comande cercetare judecătorească? O expertiză. Când vedea asta de la INEC, când vedea că e posibil să fie existat altă substanță, automat întreb, care, cum? Și de unde? Cine a pus-o? De care? Ce era? Primul rând, ce era? Ce căuta acolo, pentru că nu face parte din fișa produselor, tehnica produselor. Din deci, lista de produse care erau acolo și care aveau potențial inflamabil, da. Deci este șocant. Și repet, ce spune fata aia care a supraviețuit, domnule, îi spune medicul ăla, domnule, n-am văzut decât în zone de conflict, deci înseamnă că lucrurile converg cumva spre o... Ce am întrebat, corupția ucide cumva? Depinde cine o controlează. Și cui se dăvește această luptă împotriva corupției. Savaliuc a zis, domnule, eu vreau totuși să dau foc la buretele ăla. Așa. Și astăzi au apărut alte teste. Au luat o lumânare pirotehnică care produce 1200 de grade și au încercat să o incendieze direct de la lumânarea pirotehnică buretele. Ia priviți ce s-a întâmplat. Ne-a luat foc. Nu. Testul numărul 7. Am să încerc să aprind flacără vie buretele fonoabsorbant cu o artificie care se găsește în comerț. Dar vom vedea dacă buretele arde sau se stinge sau se topește. După cum vedeți, buretele nu arde decât pe moment cât stă sub flacără vie, în rest el se topește, se descompune exact cum scrie în fișa tehnică a produsului. Păi să nu zic nesimțiților să vă fie rușine? Este incredibil ce vedem aici. Adică mi se pare incredibil și mi se pare totuși
legat de cei care au anchetat, care trebuia să-și poate facă vedem treaba poza până la încă capăt. O dată. Haideți adică... să vedem poza din club, cu săgețile acelea roșii, care indică exact unde era buretele ăsta, absorbant fonic. Îl vedeți? Acolo era pe peretele ăla. Pe peretele ăsta, alte erau artificiile. Ăștia, distanța dintre cei doi stâlpi e 3,80 în clubul respectiv. Procurorii spun pentru că ăștia au pus artificiile oblic și nu vertical. Păi dacă ei n-au putut pe orizontală să atingă distanța aia. Deci despre ce vorbim aici, domnule? Ce a fost acolo în plus, în așa fel încât să rezulte, și dăm din nou concluziile celor de la INEC, că viteza de propagare a evenimentului se încadrează în categoria deflagraților. Deci a fost explozie. Câtă vreme noi din experimentele astea nici măcar nu obținem flacără care să se propage, cum Dumnezeului s-a întâmplat eveniment de tip deflagrație acolo? De la ce? Cum Dumnezeului n-au verificat ce alte substanțe eventual se aflau acolo? Cum Dumnezeului au luat probe de aer la 5 săptămâni după dezastru? Ăștia își bat joc de noi? Sau vor să ascundă ceva? Sau sunt proști ca noaptea cei care fac anchetele respective? Sau sunt ticăloși? Sau care ar fi variantele posibile? Că teoretic în momentul ăsta sunt mult prea multe variante posibile și mult mai multe întrebări decât aveam atunci când s-a întâmplat. Da, asta este cert. Deci la această oră, după aceste dezvăluiri și după aceste teste, noi avem mult mai multe semne de întrebare decât în momentul când s-a produs. Sau, mă rog, în perioada de după evenimentul la colectiv imediat. Este halucinant. Bănuiesc că în zilele următoare, cei care s-au ocupat de anchetă, rectorii procurorii de la Parchetul General, vor trebui să vină cu un... Nu o să vină nimeni cu nimic. Va trebui ca judecătorii pe masa cărora se află dosarul. Știți va trebui să... care e pariul meu? Sper să mă înșel. Dar m-am obișnuit la meseria asta pe care o practic de aproape 29 de ani, am înțeles cum funcționează lucrurile în țara asta. Cred că vor grăbi pe repede înainte condamnarea pentru neglijența acelor indivizi ca să termine cu un verdict și să închidă cazul cu orice preț. Dar până la urmă asta vine chiar în apărarea celor proprietarilor clubului. Nu, și nici măcar, pentru că în situația în care ar fi fost identificată o substanță care n-avea ce căuta acolo, trebuiau să explice ce caută substanța aia acolo. Da, asta ar trebui, deci, avocații celor inculpaților. Li s-au respins orice altă contraexpertiză după ce au invocat această expertiză. Cum adică n-ați făcut și restul testelor? A respins o instanță. Deci instanța e mai pricepută decât experții. Respinge. E mai tare un judecător decât un expert în chimie. Înțeleg. Deci e un argument, dar repet, astea sunt lucruri extrem de delicate și de sensibile. De tocmai de-aia probabil că de ce să meargă până la capăt. Să întoarcă jocuri politice, să întoarcă... A fost un domn care a zis a trebuit să moară oameni ca să plece acest guvern. S-a exprimat... Noi am crezut atunci că el își vorbește în germană și își traduce în română. Și din cauza asta a fost o exprimare nefericită, înțelegeți? Acum, după testele astea, mă întreb, oare a fost o exprimare nefericită? Vedeți câte speculații se pot face dacă nu se merge până la capăt în mod corect cu o anchetă? Eu cred că datoria... Mă rog, și avem prima instanță. Eu cred că aceste lucruri vor începe să Dar cum Dumnezeului să mai aflu ce substanță era acolo dacă ei intră la probele de aer la 5 săptămâni după, iar acum au trecut niște ani? Dar asta credeți că a fost o neglijență? Nu pot să cred. Adică orice anchetator atunci pe loc. Eu știu, deja mă duc după o săptămână sau două de la un accident de circulație să măsor frânele, că între timp a plouat, a nins, au trecut pe acolo mașini, adică aia să fac imediat. De asta spun, adică nu cumva... Iar unui neglijență în serviciu? Nu știu, dar există... Sau abuz în serviciu? Nu știu. Neglijență măcar. Neglijență măcar. Dar ei n-au voie să fie trași la răspundere procurorii. Au urlat când au venit legile astea cu trasul la răspundere. Mi se pare evident aici. Dacă ceea ce spuneți e adevărat, păi mi se pare... Păi scrie aici când au luat probele. Și instanța a respins cererea avocaților de a păi face când, o... când niște avocați văd ăsta, a zis primul, cum adică putea să fie și alte substanțe? Este, da. Păi care sunt alea? Hai să eliminăm orice cauză. Nu asta înseamnă o anchetă corectă? Eliminăm toate pistele și rămânem numai cu aia reală? Nu vă e rușine?
Nu. Evident că nu vă e rușine. Bun. 60 de morți. Rețineți. Da. Să mai vorbim despre politică? Haideți să vorbim puțin și despre politică. Inevitabil. Inevitabil. Să vedem cum stau partidele în Transilvania. Sondajul este făcut de curs. Este în perioada 20 septembrie 1 octombrie, de tip omnibus, deci nu e la telefon, e cu formular față în față cu cetățeanul respondent și s-au folosit baza Institutului Național pentru Statistică pentru eșantionare, ca să fie clar. Să avem o unitate de vedere. Pe Transilvania o să vedem pe ecran cum stau partidele. Iată, PSD 26, PNL 24. Bine, eu în momentul ăsta văd mai greu cifrele. UDMR 13. Pro-România 2%. Deci domnul Rus, când i-a dat sprijin domnului Ponta, mai mult de 2% n-a putut să... Cioloș cu Mișcarea România împreună 11%, mișcarea nefiind încă registrată la tribunal. PPP 3%, ALDE 8%, USR are 9%. Deci PSD e peste PNL, în Transilvania, nu în Cluj, dar în Transilvania în general. Asta probabil și pentru că partea dreaptă s-a fărâmițat, adică USR, MR și așa mai departe. Deci tot răul e spre bine, ca să zic așa. Cu cât apar mai mulți cioloși, cu atât mai bine stă PSD-ul. Cu cât apar mai mulți useriști sau hashtagiști, cu atât mai bine stă PSD-ul. Nu știu dacă e așa cum spuneți dumneavoastră. Sigur, sondajele sunt fotografia unui moment. Sigur, momentul nu rămâne fix. Dar, dar e oarecum, dacă pe Transilvania stă așa PSD-ul, stai să vedeți pe restul. Stă pe țară, da? Dar totdeauna partea dreaptă a fost mult mai sofisticată și mai greu de satisfăcut ca și ofertă politică. De aia se și fărâmițează și de aia cred că pe partea dreaptă soluția nu este să negocieze USR-ul acum cu Mișcarea lui Cioloș, ci să meargă fieare și să-și... Deci vor să meargă pe liste comune, dar știți de ce? Pentru că Cioloș n-a reușit să se scrie la tribunal, de fapt, listele sale USR-ul. Dar e o prostie pentru că... Bun, hai să zicem că la europarlamentare mai merge, dar e o prostie pentru că... 2%, domnule Cioloș, că dacă te uiți pe Facebook, zici că este primul pe țară. Dar, repet, pe dreapta... Cred că soluția este ca fiecare dintre aceste partide care se luptă pe partea dreaptă să-și fructifice la maximum propriile voturi sau potențiale voturi. Nu să se unească dinainte. Ele pot face după aceea, dacă va fi cazul o coaliție. Pentru că altfel suma părților nu e întregul aici. Nu să fie suma, da. Aici fiecare separat trebuie să meargă să-și ia alegătorii, IT-știi, artiștii, întreprinzătorii, marile companii, nu știu, să-și ia pe dreapta, mediul urban, banul mare, să-și ia fiecare bucățica lui. Nu să se unească toți ca o... Pentru că între timp, în 30 de ani, electoratul de dreapta s-a rafinat, apărut... Ce au remarcat studiile segmente sociale curs, noi? Că în momentul de față, PSD are mai mult electorat urban decât are PNL-ul. Păi e logic, pentru că PNL-ul este într-un fel, este un fel de PSD mai spălat, dar... În mediul urban și în mediul, cum să spun eu, în mediile informate, să zicem, în PNL-ul nu mai rezistă. Păi la Cluj, în 2016, votul politic al PNL-ului, deci între votul politic la Consiliul Județean al PNL-ului și votul de la parlamentare au fost 13% diferență, pe care le-a luat USR-ul. Da. Adică au fost matematic. Haideți să vedeți cealaltă regiune. Matematic s-a demonstrat că USR-ul a luat voturi de la PNL Moldova. Și face asta în continuare. Moldova e estul României, 34% PSD-ul. Evident, pro-România aici mișcă la 12%, dar e filiala aia Iași cu Chirică, cu care așa, MRE. Adică România împreună, Cioloș, 2%, PMP, 6%, ceva mai mult decât în Ardeal, ALDE, 9%, cam tot acolo e ALDE, 8%, 9%, USR, 11%, PNL, 21%. Deci 34% la 21%, asta e ordina cu principalele partide, cele mai mari. Și să vedem și Muntenia, puneți-vă centurile de siguranță dacă le aveți, PSD, 50%, PNL, 20%, ALDE 9, vedeți cel mai constant e ALDE pe regiuni. 8-9, se duce în zona aia. PMP
parcă cât e acolo, că nu văd până acum. 6%. 7%, 6%. Mișcarea România împreună 4%. Domnul Ponta cu Pro-România 5%. UDMR 0%. Și, bun, nu era normal. Da. Deci rețineți aspectul ca să înțelegeți cum stau lucrurile. Prin urmare, e perfect. Deci îndreptăm spre un fel de permanență, un fel de eternizare a PSD-ului la guvernare. Acum va fi important și câți vor merge la vot. Cu cât mai puțin, cu atât mai nasol. Cu atât mai nasol pentru ceilalți. Pentru ceilalți, da. Deci, Blaga de altfel spunea că va fi jihad. În... Dacă vom avea prezență sub 30%, va fi jihad. Spunea Blaga, cel care are tot interesul să tragă acum, pentru că el e pe lista europarlamentară. Pe locuri eligibile, adică... Dacă PNL-ul nu face vreo trăznaie și face vreo 15%, adică atenție, că nu-i pierdută cauza. Păi când a avut aici. Sondaje 30, a făcut 20. Exact, deci la PNL ne putem aștepta și repet, în condițiile în care deci la europarlamentare, bun, se spune că domnule, o chestie mai îndepărtată, lumea e motivată, prezența la vot este destul de mică, dar s-ar putea ca cei care de pildă n-au fost la referendum conștient sau care au vrut să dea un vot de blam, știu eu, bisericii lui Dragnea și așa mai departe, să meargă la vot, nu vor vota cu PNL-ul. Da. Vor vota cu Cioloș, cu Busereu, cu... Da, Cioloș e senzațional pe Facebook și... Deci cu alte partide decât cu PNL-ul. Rețineți, Cioloș. Cu Ponta, senzațional pe Facebook, 2% în rest, cu excepția zonei de aici. Da, a fost emisiunea din această seară, să vă fie rușine, apropo de ancheta aia cu colectiv, așa cum o faceți, să vă fie rușine. Rămâneți cu noi! Magazinul Gerovital din superbul Platinia Shopping Center este spațiul perfect pentru clujencele dornice să fie în trend cu cele mai noi tendințe din industria frumuseții. Noi suntem doctori în frumusețe. Fie că e vorba despre machiaj sau dermoanaliză, pe toate le găsești în magazinul Gerovital, un brand românesc creat de specialiști adevărați. Vină în magazinul Gerovital din Platinia și află în ce constă puterea produselor cosmetice Gerovital și Aslavital. Gerovital, doctor în frumusețe. Dacă vrei să cumperi un apartament, la ce trebuie să fii atent? Constructorul să fie de încredere, să aibă un aspect modern și să fie de calitate construcția, să fie situat într-o zonă foarte bună a Clujului. Un apartament în ansamblul rezidențial Park Lake este alegerea optimă pentru tine și familia ta. Programează o întâlnire pentru viitoarea ta casă la numerele de telefon 0731 100 101 0740 300 301 sau cere-ne detalii pe office@park-lake.ro.
dureri de oase sau ale coloanei vertebrale, apelați la clinica Chiromedical, unde medicul Laurent Ferenț, cu mare experiență în chiropractică și cu peste 3000 de pacienți tratați, vă ajută să vă recuperați sănătatea întregului corp. Lombosciatică, discopatie lombară, torticolis sau umeri blocați, Chiromedical este soluția. Intră pe www.chiromedical.ro și fă-ți o programare la cei mai buni specialiști din Cluj. Magazinul Papionet din Iulius Mall este una dintre cele mai frumoase afaceri din România. Alege din peste 900 de modele și culori de papioane, de la cele simple până la cele cu buline, pătrățele sau chiar papioane personalizate cu diferite teme. Papionet mai comercializează și cravate, batiste de buzunar, buton și pretele, pentru ca adevărații bărbați ai Clujului să se simtă răsfățați și prețuiți. Papionet. Fii diferit. Fă diferența! Îți faci planuri pentru o nouă casă? Noi suntem planul tău perfect. Moț Construct construiește pe strada Soporului numărul 7, cel mai nou ansamblu rezidențial de locuințe. Moț Construct oferă celor în căutare de locuințe de calitate compartimentări diverse care pot satisface cu ușurință cele mai exigente dorințe. Apartamente cu una, două sau trei camere semifinisate și, foarte important, cu balcoane generoase. Moț Construct este cel mai în vogă ansamblu rezidențial din Cluj. Tu ce mai aștepți ca să te muți acolo? DV Interclinic este o clinică medicală privată de înaltă performanță, specializată în domeniul tratamentului varicelor și al bolilor hemoroidale. DV Interclinic are aparatură medicală ultramodernă, dar se bucură și de aportul medicului Dragoș Vălean, bine cunoscut pentru seriozitatea sa. Află detalii despre DV Interclinic la sediul din Deietura Turcului numărul 2A4, apartament 17 sau pe www.dvinterclinic.ro. Când e vorba de siguranță, fiecare minut contează, fiecare secundă e importantă. Suntem acolo unde e nevoie, mereu la timp pentru siguranța ta totală. Pentru cel mai scurt timp de intervenție, echipaje pe cartiere. Pânda Total Security. Cu ochii mari la pândă. Restaurantul Perla din cartierul Zorilor organizează nunți, botezuri și orice alte evenimente pe care doriți să le sărbătoriți cu cei dragi. Dar banii de pe această reclamă nu ar merita dacă nu v-am spune că avem și o terasă excepțională, unde vă puteți răcori seara în fața unei beri sau unui suc cu prietenii voștri. Restaurantul Perla, în același loc, pe strada Pasteur 56. Mâncării. Să mănânci ca un spart. Incorrect. Să mănânci ca un spartan. Corect. Vino la Iulius Mall și o să înțelegi de ce restaurantul spartan este preferatul tuturor. Alege o porție de souvlaki fraged sau gyros pizza sau faimoasa Leonidas pita sau un gyros delicat din pui sau surprinzătorul cheese gyros cu vițel. Nu există termen de comparație în materie de gust. Toți clienții noștri revin la spartan pentru mai mult. Vino la restaurantul spartan din Iulius Mall și participă la revoluția din cartea de bucate.
revedere!